Dacă ați putea încă o dată să vă alegeți soarta, tot v-ați alege unul pe altul? Eu da. Eu da. Dumnezeu ne-a întâlnit, Dumnezeu ne-a împreunat și Dumnezeu a să ne disparte. Dumnezeu ne ia sus acolo cum știe El. Astăzi a fost una din zilele grele și plină de emoții, masa de pomenire pentru Lidiuța. Iată că au trecut deja 2 ani fără tine, Lidiuța, e foarte greu și trist. Puțin ce mă poate bucura, doar copiii și prietenii noștri, cei de toate zilele. Mulțumiri preotului Valeriu Bazatin, orchestrei lăutarii și tuturor prietenilor. Dumnezeu să o odihnească în liniștea sa. Știu că urmează o lună grea pentru dumneavoastră, se împlinesc 2 ani de la moartea regretatei dumneavoastră soții și sunt convins că timpul nu șterge din durere. Nu o să șterge niciodată. Niciodată. Niciodată nu o să șterge, fiindcă durerea e imensă de mare și nu știu, se vorbește, am mai spus eu vorba asta, că timpul trece și se vindică sufletul, se vindică nu știu ce, nu. Așa ceva nu există și nu va exista niciodată. Acei 50 de ani pe care am avut împreună nu pot trece în 2-3 ani. Trebuie să mai treacă câțiva 10, 15, 20, poate 30 de ani. Dar noi veșnici și nu suntem niciodată. Când ne-a dat Dumnezeu atâta vom trăi și vom pomeni-o de bine, fiindcă avem ce pomeni. A fost o soție, a fost o mamă, a fost o prietenă și a fost un om de mare valoare. Mă doare sufletul. Am viețuit împreună 50 de ani. O viață de unde? O viață. 2 luni ne-au ajuns până la 50 de ani ca să facem sărbătoarea frumoasă. Știu că spuneați la un moment dat că și vă gândeați să faceți o sărbătoare, să fie ceva așa. Ba da, cum să nu să treacă 50 de ani, să nu te bucuri de nunta de aur, să nu te bucuri de... În primul rând, noi am vrut, așa aveam de gând cu soția împreună, să facem lui Cornel o nuntă frumoasă,
Acolo sărbătorim și 50 de ani ai noștri. Vestea că doamna Lidia nu mai este a căzut cumva ca o furtună, pentru că nu ne așteptam. Știam că doamna are un pic probleme de sănătate, dar n-am crezut că totul e atât de grav. Nimeni nu a crezut, nici eu n-am crezut, nici ea nu a crezut și nici a mers toți la operație, prietenii da? Mei. Ne-am dus în primul rând ne-am dus la o consultație. După consultația care ne-a dat-o, așa să spun, și prietenii noștri, am mers la o investigație. Investigația, să spunem că dura poate o zi, două, dar după investigație imediat mi s-a propus să meargă în intervenția, fiindcă este vorba de cancer care la colon, el se răspândește foarte repede, să nu fie metastaz mai departe. Să nu se pierdă timpul. Da, să mergem mai degrabă la o intervenție. Prima dată am văzut-o în viața mea pe Lidia, care să spui că nu vrea. Mm. Au spus da. Parcă simțea sau nu știu ce. E de obicei spune că nu vreau, nu trebuie, nu știu ce, o să mă mai gândesc. Cam așa era răspunsul Lidii tot timpul. Dar de data asta au spus da. Și când a spus da, și eu am rămas un pic așa, nu știu cum, nu numai eu, dar chiar și prietenii noștri, că avem prieteni de familie, așa, care au spus, băi, uite, ea vrea la intervenție. A fost peste câteva zile intervenția și, bineînțeles că după prima intervenție, noi am discutat, am vorbit, am glumit, am purtat-o prin salon, că așa mi s-a spus, trebuie să o purtăm prin salon, ca să pornească intestinul și așa mai departe. După care, undeva peste 3-4 zile, a durat a doua operație, fiindcă ceva nu era în regulă. A doua operație a urmat și a treia, după a treia n-am mai vorbit cu ea, fiindcă ea s-a dus în comă. Din comă n-am mai putut să o mai scoatem, câteva, o săptămână aproape a stat în comă. Ca pe data de 26 iulie, să primim vestea la ora 6 și un sfert că Lidia ne-a părăsit. Pe nepotul dumneavoastră, pe Cristi, mai devreme, de faptul dacă își dorește o surioară sau un frățior de la noul cuplu Cornel cu Angela și mărturisea că își dorește orice, doar frățior băiat să fie, frățior să fie. Dumneavoastră, vă mai vedeți bunic? Vorba românească e foarte frumoasă. Fii băiat. Să vină în orchestra lăutarii. Asta mai spuneam mai devreme, că e în ADN-ul familiei Botros muzică. Fiecare părinte, fiecare tată se bucură și mama și abia se bucură și soția și Lida. Sigur că așteptăm de la Cornel, de la Angelica. Dacă dea Dumnezeu, va fi bine, așteptăm, fii ce-a fi, fată, băiat, să fie în familia noastră. Dar nu, pentru copii, eu sacrific orice, așa că am sacrificat și pentru Cornel, și pentru Cristi, și pentru toți. Acum a venit rândul Nicoletei. Bucuria sufletului nostru.